Bună seara, dragii mei, la mulți ani! Suntem anul acesta prima emisiune despre cadastru, deci cadastru pe înțelesul tuturor, Mihai Racovician în calitate de realizator, și debutăm în acest an ceea ce ne-am dorit de mult și ne-am propus ca în anul în care avem ca tematică generală, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi cele trei ziceri ale Mântuitorului, an electoral foarte greu pentru societatea românească, să ne aplecăm și spre cadastru, unde prin venirea directorului Blaga s-a deschis din nou acea ușă care creează premizele unui dialog constructiv care poate să ducă, chiar dacă nu salvează în totalitate sistemul, pe o direcție mai bună decât suntem acum. Știm foarte bine că lucrurile nu se schimbă de pe o zi pe alta, dar totodată știm că atunci când tăcem din gură, pietrele vor striga. Și noi vrem să fim pietre. Și în această seară debutăm acest turneu în țară cu prezentarea județelor, împreună cu domnul director Marius Mănescu, director Oficiului de Cadastru de la Târgu Jiu, un prieten foarte valoros al nostru, care nu numai că a dovedit că ține mult la profesie, la dorința lui de a face mai bine să funcționeze domeniul, dar este dispus și la efort. Bună seara, la mulți ani, bine ai venit, Marius! Bună seara, Mihai, bine te-am găsit, la mulți ani, la mulți ani, Gheorghe, îmi pare bine să te revăd și sperăm ca împreună și anul acesta să reușim să facem lucruri bune. L-ai anticipat și pe Gheorghe Dămăcuș, prietenul nostru, co-realizatorul emisiunilor pe domeniul cadastrului. Zic, la mulți ani, să-ți trăiască nepotul, familia, toată lumea să se bucure și să avem un an bun, să ne dea Dumnezeu. Bună seara, bine ai venit! Bună seara ție și ascultătorilor și vizionarilor postului. Nu-i post, e un postcast, ca să-i spunem așa. Da. Să aveți putere de muncă, să fiți Să sănătoși. avem, nu fi egoist, pentru că noi nu vrem să fim egoiști, noi Eu vrem vă să... urez vouă. Când urez mie, Ba urez mie. da, eu îmi doresc și mie, nu, eu nu vreau să fiu egoist, eu vreau să fim împreună toți, să încercăm să construim. În seara asta aș vrea să facem o mică recapitulare a anului 2023, evident, fiecare din perspectiva lui, pendinte de cadastru, evident, și după aceea să facem și o analiză sau o proiecție a ceea ce ar cam trebui să se rezolve în viitorul apropiat. Și ca să vă dau tonul cântecului, cum se spune așa, am să introduc eu, pentru că am transmis o scrisoare directorului general al agenției, domnul Laurențiu Blaga, pe care eu îl stimez pentru simplu motiv că am discutat cu doamna Iancu Mădălina, reprezentanta Agenției Naționale cu privire la comunicare, că trebuie să cooperăm, să construim și să descătușăm anumite lucruri și să încercăm să identificăm oameni care să fie în măsură să se ridice la nivelul chemării, respectiv la nivelul proiectului național care îl derulăm privind înregistrarea sistematică în cadastru și carte funciară. Și bineînțeles că mi-am permis să-i fac o analiză critică și am să vă citesc, pentru că nu mai câteva gânduri din ea, pentru că nu vreau să monopolizez, și să discutăm pe ea, să o facem împreună, să o dezvoltăm și să fim cooperanți în sensul pozitiv al cuvântului. Personal, i-am adresat această scrisoare, având în vedere că atunci când a venit prima dată la București, domnia sa, am avut ocazia, trimis de ministrul Ion Ștefan, să am o discuție de 5 ore despre cadastru cu domnia sa la Alba Iulia și i-am recomandat să adopte o strategie. Strategia care a adoptat-o, fără ghișeu, fără hârtie, fără Cash. cash, a avut un succes real cu
așa cum spunea și domnia sa, chiar ireversibil modul în care s-au prezentat lucrurile, s-au corectat toate reglementările și de aceea mi-am permis, ținând cont de succesul domniei sale, pentru că trebuie să recunoaștem că dacă învățăm să respectăm conducătorii, dacă îi sprijinim și dacă ei ne ascultă, succesul nu este numai al lor, e succesul domeniului. Și mi-am permis să fac o extracție dintr-o strategie a dumneavoastră Agenției Naționale și am zis eu că fac o analiză pe puncte slabe, puncte tari, concluzii și proiecții. Și am să le sintetizez foarte pe scurt ca să avem o discuție pe această scrisoare deschisă, că e foarte bine să fie cunoscută. Ca puncte slabe, m-am propus să analizez trei ipostaze, și anume comunicarea. Din punctul meu de vedere, vreau să fac această precizare și evident că la fiecare element din acesta o să aveți cuvântul de prezentat. Din punctul meu de vedere, comunicarea a fost aproape inexistentă și disipată, fără substanță, la nivel local, parcă inexistentă. Soluția adoptată de a prezenta lucrurile pe pagina de Facebook, fără abordări directe, argumentate, dezbateri, contradicții, etc., nu prea are sors de izbândă. Monologul nu poate înlocui dialogul. Asumarea responsabilităților nu transpare din această metodă aleasă. Interdicția, pentru că putem vorbi despre această chestiune, așa cum declară unele persoane solicitate de a participa la dezbateri active și profesioniste, știi, Mihai, că am probleme dacă vin, seamănă cu practicarea cenzurii și acoperirea în capacității de a da socoteală de slujba publică pe care o deții și pentru care ești retribuit. Am comunicat doamnei care răspunde de această comunicare, doamne, și domnia sa spune, a, că nu e așa. Păi dacă nu e așa, e așa cum zic eu, în opinia mea. Că nu o fi așa, să facă demonstrație cu ce ori ieșit oamenii în public, nicio problemă. Mai mult, eu apreciez că nu numai emisiunea aceasta poate să promoveze cadastru. Asta poate fi luată în considerare și știu că este luată și foarte bine. Eu îmi doresc cât mai mulți colegi de-a noștri să studieze și să promoveze lucrurile astea. De ce nu se poate asigura confruntarea directă cu cei interesați de domeniu? Să nu se facă de rușine? Lasă că este mai bine așa, prin fuga de răspundere, nu suferă nimeni. Mai departe, aspecte cu care ne confruntăm în viața reală. Inspectori sunt lăsați să-și facă de cap, că spun inspector să nu generalizăm. Deci nu generalizez. Cine se simtă cu musca pe căciulă și are un pitic pe creier de răzbunare, ăla e plecat cu sorcova și avem mulți sorcoviți. Să-și facă de cap, care precizează că ei au ștampila și dacă nu faci cum spun ei, lucrările nu trec, indiferent că aceștia de multe ori citesc și nu înțeleg ce citesc. Sunt convins că așa se întâmplă. Răspunsuri oficiale primite de la autoritate superficiale, doar pentru a se da un răspuns la adrese sau petiții cu citate din legislație, parcă cei care au acces gratuit la monitor oficial atunci când pun întrebările nu au citit legea. Păi știm, dragilor, că noi citim, de-aia punem întrebările. Cerem aprobarea să aplicăm legea? E foarte... Punctul nostru de vedere este că autoritatea nu are puncte de vedere, ci doar strategii, dă direcții de urmat, întocmește norme și proceduri de lucru pe care urmărește să fie aplicate unitar, care sunt apanajul strict al autorității din domeniu. Noi, ca presă, putem avea opinii, puncte de vedere sau întrebări de pus pentru a lămuri cele necesare. Haideți, domnul director, am fost puțin mai sintetic așa la subiect, că eu sunt convins că dacă ne ducem pe sticlă, vedem la unele posturi de televiziune când spune foarte limpede dezastru în cadastru. Și eu nu mă simt un dezastru și am protestat. Nu putem să generalizăm. Noi trebuie să mergem concret și acolo unde identificăm erorile sau ororile să le eliminăm. Ce părere aveți despre comunicare? Într-adevăr, Mihai, comunicarea în ultima perioadă, și mă refer, eu știu, la ultimii ani, a cam lăsat de dorit. E necesar
Dat fiind importanța activității pe care noi, în cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și în cadrul oficiilor teritoriale o desfășurăm, este necesară, de multe ori s-a discutat, desfășurarea chiar a unor campanii de informare națională în mass media de impact, atât în posturi de radio naționale, în posturi de televiziune, care să facă cunoscute esențialele, beneficii ale lucrărilor pe care noi le desfășurăm, în principalul obiectiv pe care îl avem, și anume Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Din păcate, în unele unități administrativ-teritoriale, oamenii se influențează foarte ușor negativ și am avut discuții cu prestatorii care efectiv mi-au zis: bă, am fost amenințați cu toporul să nu intrăm să măsurăm terenurile lor. Deci, din necunoaștere sau, eu știu, din dezinformare, cu rea credință, și aceasta se propagă foarte ușor, după cum bine știm, lucrurile pot degenera și aceste campanii publicitare, nu știu de ce nu se fac sau se De fac ce, foarte, domnul director, foarte. am aici impresia că identific o chestiune care putem să vedem dacă am dreptate sau nu. Se folosește manipularea de către oameni cu interese oculte. E posibil pe anumite zone să fie vorba despre așa ceva, Mihai. Sunt situații în care, așa cum am zis, răul rapid se propagă și o problemă care poate fi utilă, necesară, benefică comunităților, dezvoltării acestora, e frânată sau încetinită de diverși cetățeni care, de rea credință, influențează și pe ceilalți. Da, este un Noi subiect foarte important. Vreau neapărat, eu știu că noi am avut comentarii și am avut discuții și am văzut prietenește, evident. Te-ai zbătut, ai organizat la Târgu Jiu, ani mai buni în urmă, niște campanii de-astea de promovare. Atunci când eram cu Ion Dan Voicu și am văzut că dorința ta de a promova profesia este una mai specială. Așa, ești un munte de om și ai un suflet mare. Și s-a dovedit foarte clar mulțumesc. ce ai făcut. Da, noi la Târgu Jiu, în general, întotdeauna când încep lucrările de cadastru sistematic într-o unitate administrativ-teritorială, în fiecare finanțare, participăm și eu, în mod deosebit, îmi impun să ajung la ședințele de informare, atât în campania întâi, cât și în campania a doua, tocmai pentru a transmite cetățenilor cele necesare înțelegerii de către ei a modului cum se desfășoară lucrările, pentru a le comunica că trebuie să conlucreze cu reprezentanții prestatorului pentru a obține o calitate a lucrărilor bună. Fac apel să-i înștiințeze pe cetățeni, pe rudele lor, pe prietenilor, pe vecinii care nu locuiesc în comunitatea respectivă și au doar terenuri în proprietate acolo, să participe la desfășurarea măsurătorilor. Deci am observat că acolo unde există implicare, cât și din partea autorităților locale, cât și din partea oamenilor, apar rezultate bune și foarte bune. Și de la an la an eu consider că în ceea ce privește lucrările de cadastru sistematic a fost un progres. Așa cum spuneai mai la început, acea campanie organizată de emisiunea aceea România Te Iubesc pe un post național, cu acel titlu, eu știu, exagerat, Pompos, dezastru în pompos. cadastru, Să sune bine. a fost o exagerare. Adică sunt multe, multe lucruri bune făcute. Dar, într-adevăr, sunt și probleme generate de
o lipsă de conlucrare, așa cum se impune într-un astfel de parteneriat între cetățeni, între autoritățile locale și între noi, reprezentanții oficiilor teritoriale și prestatorii care execută lucrările. Deci, hai Există să o. conchidem aici la capitolul ăsta, pentru că o să avem mai multe etape de discuții. Părerea ta este că această comunicare trebuie dezvoltată, trebuie Ea ajută întreținută. foarte mult. Transparența și comunicarea ajută foarte mult. Ai spus de o așa zisă cenzură. Personal, eu nu am simțit o astfel de cenzură de la nivelul președintelui ANCPI sau altor conducători de la ANCPI. Eu am observat tot timpul la dânsul și în mandatul trecut, Nu când a vorbim de fost. domnul director Blaga. Rog să fiu foarte bineînțeles, trebuie să facem distinție. Eu consider că această cenzură prin care omul care răspunde de domeniul din județ, care nu vrea să iasă în public și să vorbească despre profesia lui, are ceva de ascuns. Ori incapacitate de a comunica, ori nu înțelege menirea, ori nu. Păi, nu știu cum deși au salariu integral, că am înțeles de la cei de la București că voi în fișa postului aveți comunicare acolo. Nu știu sub ce formă e prinsă, dar aveți obligația să vă reprezentați instituția. E firesc să fie așa. Aia e Comunicarea firesc! ne ajută. Comunicarea ajută îndeplinirea obiectivelor instituționale. Hai De să multe ori lăsăm deranjează puțin. pe unii. Așa, hai să-l vedem acum și pe Ghiță. Ce părere are despre comunicarea în anul 2023? Din punctul meu de vedere, acum cât am avut tangență cu agenția, promptitudinea în care se răspunde la adrese este diferită, adică mai bună decât a fost în alți ani. Problema e că răspunsurile la care cineva, noi sau alte persoane autorizate pun întrebări, le pun agenției din cauza problemelor care se investesc în teritoriu. Numai să ne aflăm întreabă, întrebăm și noi să întrebăm ceva să aveți voi de lucru. Problema e că răspunsurile care vin sunt doar citate din regulamente, fără a rezolva, practic, problemele care sunt. Cele mai multe știți care sunt? Sunt cauzate de decizii ale consilierilor de cadastru, respectiv ale registratorilor, în spețe identice, soluții total diferite. Unul îți dă așa, celălalt îți dă invers. Nu știi cum să depui ca prestator acea documentație să fie corectă, nu să treacă. Una e să faci o documentație să se treacă și alta să fie corectă. Și atunci îți pui întrebarea, cum să o faci să fie corect, ce să ceri persoanelor, cetățenilor, ca la momentul când o depune să nu mai există completări, să nu mai fie interpretări, că după mine trebuia să o încadrezi pe codul ăla, nu pe codul celălalt, că trebuia să pui încă 60 de lei în plus, că n-ai taxat și categoria de folosință, că trebuia și aia și aia. Aici este problema. Când punem întrebări, așteptăm, nu că trebuie, așteptăm să ni se răspundă, da, așa trebuie făcut, nu neapărat pentru noi. Acele răspunsuri se comunică și tuturor oficiilor și trebuie și consilierii de cadastru sau inspectori sau registratori să le implementeze. La momentul când un președinte sau un director de departament din agenție dispune că soluția corectă într-o anumită specie este asta, trebuie respectată de toți actorii. Asta se numește disciplină, organizare, respect, onestitate și este evident punctul meu sau punctul nostru al echipei cu care lucrăm, că mai este și Daniel Indreiu cu noi împreună, este că autoritatea nu are puncte de vedere, ci doar strategii, dă direcții, de urmat întocmește norme și proceduri de lucru, care trebuie să fie simple, clare și concise. Domnul director, greșesc cu ceva? Nu, într-adevăr, acele puncte de vedere și eu nu sunt deloc de acord cu ele. În ultima perioadă, cel puțin pe partea de carte funciară, în ultimii ani, toate întâlnirile care au loc între reprezentanții ANCPI pe linie de publicitate imobiliară cu reprezentanții Uniunii Notarilor Publici, se încheie o minută cu principalele probleme discutate în cadrul ședinței comune, cu soluțiile găsite la aceste probleme, după care
De îndată, în săptămâna următoare, urmează o decizie comună a directorului Direcției de Publicitate Imobiliară împreună cu directorul Direcției Cadastru, decizie care este general obligatorie. Ce spunea Ghiță mai devreme cu privire la acele soluții diferite între inspectori pe aceeași problemă, între registratori pe aceeași problemă, cred că nu e competența neapărat a colegilor noștri din cadrul ANCPI. Fiecare oficiu teritorial, prin conducătorii săi, și mă refer aici la director, la registratorul șef, la inginerul șef, trebuie să se implice proactiv, să preia aceste probleme și să creeze această practică unitară, măcar la nivel de oficiu teritorial, dacă la nivel național, pe specific de zone în țară, aceasta diferă. Dar la nivel de Dar oficiu trebuie să teritorial... difere, domnul director. Parcă în legea 7 a cadastrului zice că sistemul este unic. Oare de ce suntem 42 de județe și 83 de idei? Cred că vin din urmă diverse tipuri de probleme care nu sunt similare în Oltenia noastră cu cele din zonele de carte funciară veche. Sau e vorba și de interpretarea pe care o dau colegii noștri raportat la niște prevederi neclare uneori, contradictorii alteori. Și Ce din cauza vizită? asta Are apar dreptate, problemele. domnul director. Văd că îmi place că e un tip realist. Ce părere ai? Da, vorbește din practică, dar nu ar trebui să fie așa. Sistemul de cadastru ar trebui să fie unitar și unic. Toate documentațiile, indiferent, trebuie să respecte aceeași procedură, aceleași tipuri de documente care se depun și ar trebui să se facă unic la nivel național. Numai așa vom obține un cadastru unitar la nivel național. Că noi știu eu că la mine în Arad e diferit și ar trebui să facem așa și bine așa cum facem noi, nu este bine la nivel, pentru nivel național, pentru cadastrul României. Soluțiile noastre personale, de grup vorbesc, sau de județ, sau cum vreți să le spuneți, nu respectă legea. Trebuie să avem același tip de documentație, de primă înregistrare, de actualizare de informații la nivel național, cu aceleași piese, același tip de piese. Dacă trebuie să scriem regulamentul ăla 600 de 1000 de pagini, hai să scriem de 1000 de pagini, dar să fie scris acolo tot. Cred că ar trebui simplificat, nu, nu, Da, nu. Da, sensul pe care l-a dat e foarte cutil. Da. Haideți să vedem cauza. Haideți că am mers mai departe și la punctele slabe pe care eu le-am identificat și pe care vi le supun spre dezbatere și spre comentarii, că eu m-aș bucura să mă puteți contrazice, argumentat. Dar se pare că le adânciți și, într-adevăr, asta aduce un plus de valoare. Pregătirea continuă pentru a elimina analfabetismul funcțional din domeniu. Este cel mai important, zic eu, punct care ar trebui să existe la ora actuală în strategia Agenției Naționale. Și acum haideți să vedem de ce. Din anul 2010, legea 7 per 1996 prevede înființarea unui centru de pregătire profesională a Agenției Naționale care să asigure pregătirea profesională continuă și pregătirea personalului. Articolul 4, litera P. Sistemul unic, fără pregătire profesională adecvată, ori nu este dorit, ori nu se înțelege semnificația sintagmei, ori aceasta este comandă politică. Analfabetismul funcțional din România depășește 50% și acesta nu este cea mai mare problemă a sistemului educațional din România, afirmă cercetătorul Dacian Dolean. Deci un subiect global. Aici putem să spunem că suntem pe un subiect multinațional. Ce face agenția? Din 2010 trebuia să organizeze centrul de pregătire profesională în cadrul agenției. Iată cum aceasta contribuie la dezvoltarea unei specii tot mai des întâlnite în spațiul public românesc. Analfabeții funcționali. Și să vezi cum o să turbeze de genul popeștilor, ca să nu zic altfel, care o să zică, a, iar Racovician, dar uite, domne, că vin experți și spun că ești analfabet funcțional, nu eu. Eu doar pun în valoare ceea ce consider eu că este o cauzalitate a stadiului care suntem, pentru că suntem la 48%
emitere de titluri de proprietate pe România. Este o jenă de 33 de ani, nu mă furăm, care pune în evidență tot felul de indivizi care evidențiază lipsa educației, aducând mari prejudicii domeniului. Anul acesta vom pune la dispoziția agenției exemple de gâgă. Deci ce îmi propun, domnul director? Toți colegii mei care vor reclama și morda, îi voi demasca să spun, domnule, uite ce facă ei acolo. Dacă asta vor, altă soluție se pare că nu avem. Și se pare că unii nu înțeleg lucrurile astea. Chiar dacă se feresc de mine, eu tot aflu. Dacă fac aceste afirmații, am suport asigurat. Mai ales când un inspector a avizat raportul cu obiecțiuni. Păi cum să mă avizez raportul de expertiză tehnică judiciară și îl depun în instanță și cu obiecțiuni? Nu cunoști noțiunile. Că ești împotriva raportului și l-ai avizat. Păi ce faci? Îți dai cu pumnii, cu ciocanul în degete? Nu are rost să discutăm. Afirmația mai în glumă, mai în serios. Mihai, din astea primesc câte 600 pe zi. Nu ți se pare ciudat să le primești și să nu iei măsuri? Acest aspect ar trebui să vă sperie. Eu vorbesc cu domnul director general. Nu să fie lăsate la voia întâmplării. Poate se aplică metoda cunoscută, dezbină și condu. Sau, de ce să nu pun rău, să mă pun rău cu șeful? Că el are totdeauna dreptate, etc. Și vă las și pe voi să mă identificați. Ce părere ai, domnul director? Învățământul sau pregătirea profesională, cum spune centrul ăsta, e necesară pentru implementarea unui sistem unic? Oba! E necesară pentru orice profesie, pentru a progresa, pentru a fi mai eficient. Această educație continuă, din păcate, o facem fiecare cum credem de cuvință și cum putem. Nu s-a făcut, cred, în ultimii 20 de ani, un astfel de curs, ceva de perfecționare, ceva de în materia cadastrului, foarte, foarte greu se urnesc aceste demersuri. Mi-amintesc că doamna președintă care a fost înainte, doamna de la Bihor, chiar într-un articol, într-un interviu pe care îl dăduse mass mediei locale din Bihor, își propusase ca obiectiv această pregătire, perfecționarea personalului. Tot Sperăm la că sugestia mea, pentru că am avut o discuție cu domnia sa și am atras atenția și am spus foarte clar, probabil o ascultați și emisiunile, pentru că cine ascultă și se supără, înseamnă că e un analfabet promotor. nu trebuie să ne supărăm. Suntem parteneri și trebuie împreună să găsim soluții pentru a lucra și a face ceea ce trebuie să facem împreună. Și această formă de perfecționare cred că e una dintre cele mai bune soluții. Mă gândisem să creeze niște lectori din cadrul Auzi, oficiilor nu cred, teritoriale. eu îți spun foarte simplu, domnul director. Soluțiile nu le discutăm noi acum, dar este una simplă. Sunt toate multinaționalele, atenție, toate multinaționalele, asociații profesionale care se respectă, au testele grilă pe sistem informatic. ETERA poate să îi se atașeze un modul de pregătire continuă. La nivel, nu-ți trebuie lector, îți trebuie doar bibliografia, o citești și dai testele. N-ai trecut testele, treci pe dreapta. E foarte simplu. Sistemul unic poate fi implementat simplu de tot. Ai văzut că dacă Dacă noi... există voință, dacă există Aici nu voință. există, aici este trădare a profesioniștilor. Este un subiect care eu i-am atras atenția domnului director și am... Această dorință să mă înțelegi bine, sunt pensionar și am suferit astăzi o deziluzie asupra faptului că organele a statului român, ADS și altele, luptă împotriva voastră, a Agenției Naționale de Cadastru și a românilor implicit. Și trebuie să o spunem pe limbi. Suntem tot timpul vinovatul de serviciu, știu asta, Deci, da. ADS-ul, ca și administrație, ce administrează și trebuie să rămână inventarele așa cum au fost ele făcute declarativ. O crimă, sunt niște criminali împotriva profesiei. Dacă legea spune la articolul 41 că prestatorul este obligat să măsoare, păi nu-ți dai seama că îl împinge pe prestator să încalce legea?
Întreb și eu agenția care este autoritatea supremă, de ce nu intervine? Întreb și eu, domnul director, aici E o problemă. reglementat, Mihai, e reglementat. Toți marii Păi, domnule, când deținători îți sau spun administratori. că ești pe drumul greșit, domnule, eu sunt autoritatea care răspunde de cadastru. Cadastrul general avea un subiect care se numea reambulare, odată la 6 ani. Noi suntem la 30 de ani și n-am făcut. Acum când venim, facem N-avem ce măsurători. reambula încă. Auzit, venim cu problemele astea, venim să le actualizăm, vin astfel de implozați, să zicem, politruci și altfel, pentru că ce au făcut, ce au făcut cu ADS-ul, cu terenurile, acum vor să blocheze, să scoatem la lumină toate tâlhăriile lor? Parcă așa sună, ce părere înghiță? Față de pregătirea continuă? Evident, și de ce se întâmplă cu atitudinile unor autorități colaterale aduse. Pregătirea continuă înseamnă unul sau mai mulți profesioniști în domeniu să vină să te învețe. Situația, cadastrul în România nu s-a făcut niciodată. De aici plecăm. Au fost 4 sau 5 încercări în cursul istoriei României, care toate s-au blocat. Din diverse probleme financiare, războaie sau schimbări politice de regimuri. Astăzi să vină Dămăcuș, Racovician, domnul lector sau profesor universitar putare să-ți dea lecții cum să faci cadastru, este o utopie. Nu poate cineva să spună care nu are experiență. Nici nu putem să importăm, Dar de ce e fiindcă. utopie? Adică n-am înțeles. Tu ai făcut înregistrare sistematică, dacă te întreb acum, nici nu mai știi să numeri în câte UAT-uri, nici nu mai știi să spui câte mii de imobile și tu n-ai voie să vorbești pentru că tu ai experiență. Nouă ne trebuie proști. Nu este tot una, fiindcă dacă îmi cereai opinia să o scriu acum 2 ani de zile când am făcut la un nivel cadastru, îți spuneam ceva și susțineam unele lucruri. Astăzi, unele păreri mi s-au schimbat, fiindcă din experiență, din muncă, am constatat că la momentul ăla nu aveam suficientă dreptate. Și trebuie să știi că nu tot ceea ce la nivelul la care suntem noi de viziune sau de informare, la nivel de un județ mic sau de câteva OAT-uri, nu-i tot una cu toată țara. Nu există oameni care să aibă Eu asta am experiență. înțeles-o, la alții mai greu. Aici e problema și că venim și Și să punem accept să numai vină puțin cineva. ghiță să te ajut. Trebuie să ne gândim când au început austro-ungarii să introducă cadastru, în colecția pe care mi-ai dat-o tu, Cartea Fundoară, ți-aduce aminte cartea aia din 1922 de pap, acolo sunt zeci, dacă nu sute de modificări legislative pentru că ei au înțeles că fără corelația între realitatea din teren și lege nu se poate face. Am dreptate, Ghiță? Da, acei oameni care au venit și au impus acea legislație, deja au aplicat-o în urmă cu 100 de ani sau de 100 de ani în Ungaria sau în Austria și exista. Noi nu am avut sau nu avem, România nu are un Hai să nu cadastru. intrăm acum, că o să dezbatem subiectul ăsta la etapa următoare. Că aici trebuie să insistăm pentru că e vorba de protocoalele de. Vis-a-vis de pregătirea continuă, Da. agenția ar trebui să creeze un corp alcătuit din anumit număr de profesioniști cu o anumită experiență rezultată în urma acestei înregistrări până la data actuală, care periodic să strângă un pachet de probleme, să ofere un pachet de soluții dezbătute în acele comisii de asta, care vor fi urmate de decizii ale directorului, ale președintelui sau cui trebuie, care vor trebui respectate în toată țara. Adică modelul Astfel, Arad, cum am făcut la Ordinul Experților, în care s-a creat o colaborare între. Că trebuie să amintim că lucrurile practice sunt cele mai bune și aici tu ai avut o contribuție majoră și de aia te ajut. Că noi trebuie să fim foarte concreți. Deci, judecători, avocați, experți și nu în ultimul rând, agenția au stat de vorbă și au elaborat acest proiect de ordin care sperăm în zilele următoare să aibă și o soluție. Dacă nu, se dea afară pe ea cu mentenanța că sunt incapabili. Pentru că dacă ți se dă să faci ceva și nu știi să faci, cheltuiești banii statului de pomană. Dar de fapt la stat se stă de pomană. Deci, are sens pregătirea continuă sau nu, Ghiță? 100% contează cine o face. Iar ideea ta pentru a extinde pe țară chestiunea asta legată de
comunicare, așa cum spuneai tu, după fiecare finanțare, să nu lălăim și să extindem după 3-4 luni. Nu! La fiecare finanțare, grupul ăsta de lucru să se adune, luând în jurul lui primari, destoinici, directori, ingineri șefi, prestatori, de la instituțiile publice, strânare, ADSEC, asta este. Și stau toți, bagă picioare neaparece și găsesc soluții. Vezi altă soluție, domnul director? Nu, e în regulă, adică e necesar. Aceste, eu știu, cursuri de perfecționare, cred că ideal ar fi să fie făcute sau adresate în comun atât personalului din cadrul oficiilor teritoriale, cât și reprezentanților prestatorilor. Nu reprezentanților, domnul, prestatorilor, e simplu. Deci să fie limpede. ETERA îți creează posibilitatea ca acea comisie de care zicea Grămăcuș să-și formuleze grilele și ăia să dea unitatea pe țară, că toată lumea va vorbi după ETERA. Nu va vorbi după Racovician, nu va vorbi după... Va vorbi de ce dă cu ciocănelul domnul director general când aprobă introducerea în calculator testele care trebuie să le dea pe specificități, pe registrator, pe director, pe inginer șef, pe PFA, pe experți, nicio problemă. Hai să vedem, odată pentru totdeauna trebuie să reducem analfabetismul funcțional. Niciodată nu se va putea sistemul unic introduce decât dacă se dorește a nu fi introdus. Până acum, dovezile merg spre direcția asta. Haideți să mergem cu a treia chestiune, că timpul deja fuge fabulos de repede. Incapacitatea elaborării unor reglementări constând în regulamente, norme tehnice, proceduri de lucru simple, clare și precise. Și aici vin și spun un lucru foarte important, să laudă toată lumea, cei care să înțeleagă odată pentru totdeauna că cercetarea este inima progresului. Și când spun treaba asta, zic, constat, lipsa unui departament de cercetare a legislației aplicată în timp pe întreg teritoriul al României. Trebuia să fie agenția, să aibă un departament care să studieze din 1800 de pe tot teritoriul României toate legile care au funcționat. Păi cum e posibil ca eu cu Dămăcuț să le pune la dispoziție la agenție legea 241 pe 1947 și să-i punem în situații delicate să dea cu muci în varză, pe românește spus. De ce spun treaba asta? În această lege am primit o adresă și spunea că protocoalele fundoare din 1800 până în 1947 pot fi eventual consultate pentru istoric. Păi da, acolo acele protocoale au fost și convertite. Domnul, ăsta e abuz în serviciu. Fără documentație cadastrală. Mai vin și inventează să introducă imobile în planul cadastral care nu există. Fantastic. Introduci în ceva ce nu există. Modificări care nu te privesc pe tine pentru că ești din partea de țară românească. Eu am constatat că nu au putut să înghită faptul că domnul Precup a reușit să câștige la Curtea de Apel Brașov acea modificare de regulament și că a obligat agenția să facă înregistrare sistematică. Și atunci niște minți încordate, că nu le spun altfel, au încercat să-l înfrângă pe Precup, neglijând total sistemul. Au transformat agenția în SRL. Urât bute. E jenant. Adică, domnule, n-ai fost pregătit ca agenție să vii cu argumente, ai pierdut, du-te înainte, mergi mai departe, că așa e bunul simț. Așa, haideți să vedem. Repet încă o dată, agenția nu are puncte de vedere, ci doar ordine, decizii, norme tehnice și proceduri de lucru simple, clare și precise. De exemplu, cum poți tu să elaborezi ordinul 1 pe 2020 care completează legea și elimină responsabilitatea multor factori, trecând responsabilitatea doar în cârca prestatorilor și a primarilor. E o problemă de fond aici, e o chestie de bun simț. Ce mă interesează pe mine că voi ați ales 10%, spre exemplu, să verificați la domeniul ăsta? Pe mine nu asta mă interesează.
E o alegere nefericită, în opinia mea, acel 10%, Mihai. Exact, mai mult. Ei n-au citit legea. Legea, există lege din 1958 când pentru a construi un gard trebuia să ai autorizație de construire. Nu poți să vii să completezi legea. Legea 50. Și atunci creezi dihotomii între oameni și creezi probleme să te dea în judecată pe tine nu știu cine și nu știu care pentru că nu ai făcut, că n-ai dres. Un ordin. Pune în aplicare o lege, nu completează. Am dreptate, Ghițăba. 100%. Legea 7 spunea, la articolul, cred că, mai știu care, 79, de prima înregistrare, în baza cărora ți se face sistemul de cadastru. Au făcut acea modificare în 1300, când au modificat 17, 1300 și nu știu cât, în care nu mai vreau să aducă cărțile funciare, practic, nu sunt cărți funciare, 99% ele sunt protocoale fundoare. Vreau să le aducă prin actualizarea datelor tehnice din partea A, care n-au fost ținute la zi niciodată acolo. Foarte rar în intravilan să nota sec casă. Asta ca exemplu, pentru că tu spui acum chestia asta, hai să spunem, dacă cităm din adresa lor, care spune agenția, că ele pot fi consultate eventual pentru istoric. Păi nu-ți dai seama în ce situație sunt puși toți colegii voștri de la oficiile de cadastru. Vine odată unul și supărat rău și leagă pe registrator și pe inspector că n-au citit. Sau, pun o întrebare, domnul director, o întrebare simplă. Cum poți să spui tu, de exemplu, că este carte funciară pe decretul lege din 1938 când datele sunt înscrise din 1900? Probleme de carte veche, personal nu m-am confruntat cu ele. Păi eu pun o întrebare, chiar de aia e foarte bine că nu știi, ci apelezi la logică. Poți să spui că e carte funciară pe baza unei legi din 1938 intrată în vigoare în 1947? Deși informațiile conținute sunt din anul 1900? Nu. La respectivă a fost deschisă în anul 1800 și. Și tu spui că e carte funciară deschisă în baza decretului legii 115 din 38. Trebuie să recunoști. Deci, domnul director, aici e o problemă, nu la nivelul vorbitor. Problema e că au avut în pix îndreptarea și au spus că alea oricum nu mai contează, că nu le trebuie. Și azi, în continuare, notarii fac acte pe ele. Agenția, în continuare, le convertește că omul trebuie să aibă un act de proprietate că l-au avut, dar oficial ele sunt doar ca istoric. Îți dai seama? În ce situație suntem noi, lăsați de izbeliște, lipsa unui centru de cercetare? Te întreb acum, domnul director, nu te execut, împotrivă, nu te-ai simți lejer să vină unul de la centrul vostru de cercetare să spun, Marius, aplici așa, așa, așa. Ar fi extraordinar să ai astfel de... A, deci noi nu vorbim prostii. Nu. Hai că n-am spus asta niciodată. Deci, hai că trebuie să mergem și la punctele tale, pentru că noi am vorbit acum în general, n-am putut să sintetizăm mai puternic, pentru că multe, multe lucruri sunt și sunt convins că sunt foarte mulți colegi din țară care se confruntă cu subiecte de genul ăsta. Punctele tari pe care noi le-am apreciat că ar fi făcute în anul 2023 sunt ordinul privind activitatea experților din domeniul topografiei, geodeziei și cadastrului. Este o demonstrație când în agenție există oameni profesioniști și atunci când există un liant de coagulare care urmărește înfăptuirea binelui public și promovarea valorilor, se poate dovedi că probleme de importanță națională pot fi tratate cu responsabilitate și, de ce nu, se obțin și rezultate. Este pentru prima dată în România judecători, experți, avocați și nu în primul rând agenția au creat un model de cum trebuie lucrat în echipă. Contribuția de excepție a domnilor Ionut Buza și Rinu Trușcă, ca reprezentanța ai agenției la judecătorii Arad, când au prezentat aplicația informatică ETERA și proiectul ordinului expertului, reprezentând cu onoare agenția, judecătorul George Ionut Bogdan, președintele judecătoriei, la concluzie afirmând, ordinul prezentat este unul modern, transparent și odată pus în aplicare va rezolva multe din disfuncționalitățile de până acum. Corectarea eterei cu ECRIS și aplicarea completă a ordinului conduce la eliminarea posibilității
ca hotărârile mase definitive să fie falsificate, cum s-a mai întâmplat în multe cazuri recente din preță, le poți citi. Acum, responsabilitatea este la dumneavoastră, care ați girat schimbarea filozofiei și aveți dreptul să vă bucurați de fructele ei și sperăm că să nu ne facem de rușine. Personal, mulțumesc directoarei Vic, care atunci când i-am spus, doamnă, vă trebuie o doză de nebunie să-l promovați, m-a ascultat pe mine și l-a promovat. Felicitări, doamna Vic! Mă bucur pentru genul ăsta. A fost o demonstrație că se poate și la noi. Vreau să-ți spun că îți mulțumesc și ție, Marius, că ai făcut parte din echipa care a elaborat primul proiect și care a creat premisele ca acest lucru să se întâmple. Sunt convins că nu va fi ușor să-l implementăm. Orice filozofie în care asumăm responsabilități e refractară, pentru că ne place mediocritatea, ne place să rămânem la coada vacii. Ce părere ai, Ghiță? Și după aceea o să lăsăm pe domnul director să spună părerea. Noi doi suntem coautori și ca atare ne-am spus punctul de vedere. Și noi avem argumentele noastre, multe, mărunte, câte ori fi, nu putem să monopolizăm. Ce părere ai, Ghiță, despre acest ordin? Instanțele le așteaptă mai mult decât noi, 100% din ce cunosc. Sper să iasă cât de curând. Probabil că o perioadă vom fi arătați cu degetul, uite, din cauza voastră apare problema aia sau aia, dar pe termen lung, 100% va moderniza România, sistemul judiciar în privința proceselor funciare, transparența va fi văzută de un judecător, nu de noi. Noi am gândit-o tehnic, cum ar fi mai bine ca să lucrurile cetățeanul să primească cât mai rapid o serie de avize care este singurul domeniu în care se avizează expertizele judiciare, nici măcar alea pe... Nu, dar hai că-i pun o întrebare acum, scuză-mă. Când oficiul de cadastră vizează într-un fel și eu vin cu altă soluție și trebuie să o vizeze pe a mea, când au fost proști? Atunci sau acum, domnul director? Păi nu, Mihai, viza oficiului de cadastru constă efectiv în a transpune, a compara cu baza de date ceea ce tu la teren ai măsurat răspunzând obiectivelor pe care instanța ți le-a stabilit. Inspectorul efectiv transpune în baza de date și constată ceva. Nu, în ce opinia calitate mea, face? nu trebuie să intervină în niciun fel asupra modului în care tu ai efectuat măsurătorile, asupra rezultatelor acestora, nici de cum să aibă obiecțiune, așa cum ai dat un exemplu mai devreme cu privire la raportul. Vrei să-ți trimi referatul ca să nu crezi că glumesc. Te cred. Nu, e imposibil așa ceva. Nu are nicio competență el să aibă obiecțiuni asupra unui raport de expertiză pe care un expert l-a făcut la solicitarea instanței competente. Uite, nu a ultima problemă care, să-ți dai seama cât de diversificată e problema instanțelor. Multe procese încep printr-o expertiză extrajudiciară, care se depune de către cetățean sau de către parte, de către una dintre părți, în instanță, datorită normelor legislative în care nu poți decât prin instanță să rectifici suprafața, fiindcă e mai mare de peste 15% sau diverse alte decret, lege, uzucapiuni care sunt pe carte funciară veche, nu vorbim de cele pe nou cod de procedură civilă pe 1051. Sunt chemați vecinii, sunt chemați persoanele care teoretic ar fi afectate de acea decizie ca și părâți. Se pune discuție expertiza, părțile sunt de acord, judecătorul este de acord și la un moment dat dispune să se avizeze acea expertiză. Și aici apare problema. Deja fiind expertiză extrajudiciară, nu există numire, fiindcă n-ai fost numit până încheiere. Dar a fost acceptat. Deci a fost acceptat de judecător, de către părți, de către reclamant, judecătorul o ia ca probă în dosar și dispune avizarea. E și expert judiciar. Și deci nu se pune problema ca persoană autorizată să faci expertiză dacă nu ești expert judiciar. Nu ai buton în care dilema este când se registrează, este cu tarif sau fără? Expertizele sunt fără tarif. Da, fiindcă nu poți bifa că vrei să o plătești. Dar neexistând numire, cum scria în vechiul regulament, că trebuie să fii numit
practic trebuie să depui numirea la documentație, că ai fost numit ca expert. Ei, aici cred că e rolul directorului și a conducătorilor din oficiu teritorial. Eu nu mi-amintesc să fie avut vreodată de-a lungul anilor vreo problemă cu vreun raport de expertiză la noi în oficiu. Dar pot fi astfel de situații când fiecare încearcă să... Că la momentul când deja este aproape gata procesul, tu nu mai poți să vii cu o documentație, o altă documentație, acum nu ca expert, ci ca persoană autorizată, să faci o recepție tehnică pe cod de recepție tehnică și să o redepui la instanță că numai așa trece. Acum înțeleg, domnul director, de ce cred că este important să ne respectăm fiecare statutul. Trebuie să fie perfectă. Pur și simplu, să vrei să o plătești, nu poți bifa să-i dai acei cu tarif, fără tarif. Reglează ca și autoritatea această problemă. Să îndreptăm erorile, să mai și plătim. Deci aici e problema. Și se pot găsi soluții cu certitudine. Nu e o problemă treaba asta. E, în opinia mea, e ceva... De regulă, dacă pică la un inspector, trece, la celălalt nu trece. Și după vreo 6 luni... Și acolo n-au inginer șef în oficiul ăla, director, n-au. Irelevantă treaba. Nu e vorba de Arad. E vorba de la modul general sunt probleme. Nu, n-am zis Arad. Am zis nu au inginer șef, nu au director care să analizeze situația. Ei, să de multe ori anumit inspector nu țin cont. Domnul director, oricum o privești, și fiecare are dreptate. Fiindcă în lege spune că trebuie să existe numire, n-ai numire. Uneori mai trebuie făcute și niște compromisuri, nu neapărat cu încălcarea aici legii. Aici, domne, interpretarea adusă la extrem înseamnă să fii limitat. Fără a încălca legea, fără a nu crea... Nu încalci legea din moment ce te-a acceptat. Prin accepțiune ești numit. E clar. Hai să mergem puțin mai departe, că ne apropiem de sfârșitul emisiunii și punctele tari de la înregistrarea sistematică. Pentru că înregistrarea sistematică în ansamblul ei nu este o pierdere, ci un plus fabulos care pot să-l aud pe doamna Eugenia Sas, care mi-a transmis, și aveam pregătit scrisoarea să mai pun niște chestiuni, noi am transmis anul trecut vreo 11 întrebări extrem de punctuale pe subiectele de înregistrare sistematică și mulțumesc pentru că pentru prima dată Agenția de Cadastru s-a străduit să-mi răspundă bine, nu mie, ci tuturor celor care ne urmăresc, diferențiat față de ceea ce răspundeau de obicei. Și mulțumesc pe această cale și de aia spun, o analiză bună, nu foarte bună, că au omis niște lucruri să-mi răspundă, pentru că și-a dat seama că dacă răspunde se întâmplă că se dovedește că legea a fost completată cu ordin. Poate prima de acest gen a fost făcută de agenție la solicitarea realizatorului emisiunii Cadastru pe înțelesul tuturor, lucru de apreciat după seceta manifestată de vechiul responsabil de domeniu, transmisă prin adresa numărul cutare, care pune în evidență ceea ce noi am sesizat în multe rânduri în cadrul emisiunilor încă din 2015. Recunoașterea aportului major al înregistrării sistematice pe sectoare cadastrale, procedură susținută mereu de echipa noastră, este de importanță vitală pentru sistem privind calitatea și aportul specialiștilor în domeniu. Identificăm și promisiuni în spațiu public pe care le salutăm. În 2024 se va demara cea de-a 10-a etapă de finanțare pentru primăriile care doresc să înceapă sau să continue lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților pe sectoare cadastrale. În cadrul acestei etape de finanțare ANCP acordă 320.000 de lei, ceea ce e foarte bun. Lucrările de cadastru finanțate din fonduri europene vor continua de la 1 ianuarie 2024 prin programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027. Parcă în anul 2019 vechea conducere a vrut să renunțe la acești bani. De ce? Este simplu, incapacitatea de a da socoteală de prostiile făcute. Aici se ridică totuși o întrebare la care așteptă răspuns. Cum? Până acum au fost multe dezastre și presa doar a început balul de prezentare al performerilor.
O chestiune de apreciat este cea referitoare la modificările aduse în Parlament legii cadastrului și publicității imobiliare, care au fost, prin care au fost majorate sumele de către agenție de la 84 de lei plus TVA la 109 lei plus TVA pe carte funciară, aspect mult adus în atenția urmăritorilor noștri ca leitmotiv al multor dezbateri la care ai participat și tu, domnul coleg. O altă promisiune deloc de neglijat. La prima jumătate a anului 2024 vom finaliza regulamentul care să permită corectarea erorilor apărute în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților. Iată că se nasc primele chestiuni de mare, mare importanță care pot conduce la progrese. Ce părere ai, domnul Ghiță? Îți place ce am identificat în activitatea agenției? 100% în sistematică, agenția va progresa și se va dezvolta, fiindcă atribuție este o necesitate a statului român și vrem, nu vrem, va trebui să completăm acest domeniu cu date. Că la început, din lipsa experienței, nu că n-am fost, fiindcă n-am fost învățat niciun în școală, nu a existat experiență, nici în rândul cadrelor didactice, nici al agenției, nici al prestatorilor privind înregistrarea sistematică a proprietății în România. Ea se dezvoltă, va fi tot mai puține greșeli care vor fi introduse. Problema este cât de rapid să există o legislație armonizată cu problemele care s-au născut până acum, ca în cel mai scurt timp erori, greșeli, intenționate sau neintenționate, să pot fi corectate foarte rapid și foarte dinamic. La momentul cum este acum, să încerci să modifici ceea ce s-a făcut prin înregistrare sistematică, undeva încalci legea. Și sunt oameni care spune nu scrie în lege, nu fac. Și omul rămâne cu o proprietate înscrisă greșit, care trebuie să adreseze instanței. Trebuie să vă gândiți că nici instanțele în România nu au practică pe decizii privind procese de înregistrare sistematică. Și o să vedeți în următorii ani niște decizii ale unor judecători care nu că i-aș acuza că cu intenție, dar vor fi foarte diferite una față de cealaltă pe aceleași spețe, tot din lipsa practicii și de neînțelegere a înregistrării sistematice sau a principiilor prin care cadastrul ar trebui să fie unitar și să reflecte realitatea din teren. Domnul director, haideți că ne apropiem de final și vreau să-ți spun că ceea ce am identificat eu în țintele pe care și le-a propus, ești parte integrantă, ești factor decizional, ești motor, ești locomotivă. Cum ne povestești câte ceva despre județul tău, cum îl vezi în viitor, cum reușești să aplici din ceea ce am discutat și am dezbătut noi astăzi, având în vedere și perspectivele pe care putem spune noi că împreună, că nu se poate spune că numai unii, nici într-un caz, am reușit totuși să ajungem la o anumită distanță de pornire a proiectului. Mihai, județul Gorj cred că e un județ de mijloc în ceea ce privește problematica întâlnită. Deci e un județ fără carte funciară veche, un județ cu un relief oarecum accesibil, chiar dacă 40% este montan. Lucrările de cadastru sistematic, așa cum am zis și la începutul emisiunii, cred că de la an la an au fost mai bune și rezultatele, de asemenea, pe măsură. Cu certitudine e loc de mult, mult mai bine. Dar cred că se impune o îmbunătățire a cadrului legal care ne reglementează activitatea de cadastru sistematic și au fost mai multe tentative și anul trecut de modificarea Ordinului 1. Acum din nou agenția ne-a cerut tuturor județelor să transmitem propunerile noastre.
Așa cum am zis, prin legea 7 s-a mărit un pic tariful pentru fiecare imobil înscris în cartea funciară. Cred că e nevoie și de o calitate mai bună a lucrărilor. În opinia mea, acel 10% care se impune a fi verificat din numărul imobilelor este o cauză generatoare a problemelor multiple care apar după. Și mi-amintesc acea emisiune despre care am vorbit, România te iubesc, unde se arătau acele probleme. Ele sunt, există, nu pot fi generalizate, dar ele există și e necesar să găsim soluții pentru a nu mai avea amplasamente la kilometri distanță de locul unde ele în realitate se află. Obligatoriu cred eu că s-ar impune ca o lucrare de cadastru sistematic pentru care durata în cadrul finanțărilor 8 și 9 s-a prelungit sau există premiza, posibilitatea prelungirii de la 20 la 28 de luni să aibă și o perioadă de garanție în care într-un an de zile sau un an și jumătate eventualele probleme care apar să poată să fie corectate cu un cadru legal, un regulament despre care se tot vorbește și sper ca anul acesta să reușim să-l avem, un regulament care să stabilească clar modalitățile de rectificare, de corectare a eventualelor erori post-sistematice. În rest, educația e esențială și dacă se pornește activitatea acelui centru de perfecționare existent doar în lege de mulți ani și el va produce niște cursuri, niște instruiri comune, așa cum am spus, adresate atât personalului oficiilor teritoriale cât și prestatorilor. Cu certitudine lucrurile se pot schimba, se pot eficientiza, toate, bineînțeles, în folosul oamenilor, al comunităților, dat fiind faptul că un imobil, oricare ar fi el, înscris în cartea funciară cu o situație tehnică și juridică clară, creează premizele dezvoltării. Îmi doresc lucrul ăsta și sper ca să se întâmple anul acesta, cu toate că va fi un an greu, un an, mă refer la problemele acestor alegeri multiple cu care nu ne-am confruntat, cred, niciodată în România după 90, să ai 4-5 rânduri de alegeri, dar noi suntem o instituție care, efectiv, cu atribuții pur tehnice, sper să reușim să facem ceea ce trebuie. Repet, în folosul oamenilor și al României. E nevoie de acest cadastru sistematic, așa cum spunea și colegul nostru, și trebuie împreună să reușim să facem cât mai multe lucruri bune împreună. Ghiță, conchide-te, rog, emisiunea din seara asta, pentru că ne-am apropiat chiar de tot de final. A fost o emisiune interesantă, zic eu, în care am putut, ca între prieteni, să dezvoltăm să zicem, dialog, pentru că n-a fost monolog și fiecare și-a spus un punct de vedere pe sufletul lui, evident, cu decență, cu respect. Te rog, conchide. Ce pot să spun? Început de an, îl începem cu speranță, în primul rând să fim sănătoși, ne dorim. Sper că agenția să găsească pârghiile prin care să îndrepte viitoarele probleme care apar, dinamica în care ele se vor întâmpla să fie mult mai mare acelor schimbări, să găsească modalitate de a modifica legea 7, în care nu orice modificare din ea să trebuiască să treacă prin Parlament și prin Senat, fiindcă asta degeaba dorește președintele care e acum în funcție să schimbe ceva la legea 7. Nu poate fără aprobarea Parlamentului. Undeva ar trebui simplificată legea 7 și dată o putere mai mare președintelui sau directorului Agenției Naționale de Cadastru pe partea tehnică, principiile de drept, ceea ce trebuie să
conferă cetățeanului cadastru și cartea funciară, trebuie să rămână legea 7. Dar anumite decizii și schimbări nu trebuie, nu ar trebui sau ar trebui scoase din legea 7 și lăsate strict în atribuția Agenției Naționale de Cadastru, că aceste modificări care sunt necesare, fiindcă ele se ivesc din practică, din legislația veche care o avem și care trebuie să o implementăm, să o aducem la zi, apar aceste neajunsuri. Să fiți sănătoși, multă putere de muncă și mult succes pentru fiecare. Domnul director, conchide, te rog, emisiunea din seara asta, pentru că te-am invitat, ești primul reprezentant al agenției, ai avut o prestație bună, zic eu, chiar foarte bună. Sunt încântat, pentru că știam că ești un om cu vorbele la tine, cu măsura cuvintelor. Eu cred că și cu faptele, adică Aia mie trebuie îmi să place, dovedești. Aia mie trebuie îmi, să dovedești. da. Asta te-a lăsat pe tine să spui. Mie îmi place ca ce gândesc să spun și ce spun să fac. Îmi doresc ca și partenerii noștri, dat fiind faptul că în anul trecut au fost anumite situații, zic eu, niște derapaje ale unor prestatori care personal nu am înțeles concret ce s-a întâmplat, doar faptul că le cer să respectăm cadrul legal și nu poți întotdeauna să faci o recepție de pe o zi pe alta, să creezi atâta nemulțumire și atâta scandal De astea nu o să invocând. scapi, domnul director. De astea nu o să scapi pentru că sunt practici ale firmelor de casă cu telefoane și știm foarte bine că era o doamnă director general adjunct care dădea telefon la anumite direcții și noi știm ăștia din presă, multe. Da. De asemenea, mi-aș dori ca asociația aceasta, Uniunea Geodezilor din România, care la un moment dat, acum câteva luni, eu am propus pe o rețea de socializare președintelui acestei uniuni, cum să zic, un proiect pilot în care ei, conducătorii Uniunii Geodezilor din România, să facă în fiecare județ întâlniri cu reprezentanții prestatorilor, cu reprezentanții oficiului teritorial, cu primarii, cu secretarii din unitățile administrativ-teritoriale, să facă o analiză a tuturor problemelor, tocmai în ideea de a găsi împreună soluții. Ce Domnul țin. director, este simplu și greșit. Deci, Uniunea Geodezilor din România este o entitate excepțională adresată universitarilor. Asta este punctul meu de vedere și rămân concret la el. Le-am făcut un parteneriat pe vremea când lucram la Radio România împreună cu Dan Voicu, care și acum să conlucrăm pe emisiuni. Și a fost refuzat. Acum, Nu, când la am... fel și Numai pe mine m-a puțin. dezamăgit Numai puțin, răspunsul. nu, stai puțin să termin, că n-am terminat, ca să spun foarte clar că ai greșit adresa. Noi, Ghiță de Măcuș, Daniel Indreiu și toți Boton de Racoși și mai sunt câțiva colegi care am muncit enorm, împreună cu voi. Ne-am dus la București chemați de ocazia dezbaterii acestui proiect de ordin și au venit cei de la UGR. Nici n-au avut bunul simț și trebuie să spunem lucrurilor pe nume ca să eliminăm orice fel de comentariu. Eram acolo vreo 12 din țară, directorul general al agenției, directorii adjuncți, la care a intrat o doamnă foarte hotărâtă. Eu am patru probleme. Era domnul Buzaș în fața televizorului ca să dezbată, la care știți, am întrebat, doamnă, dumneavoastră ați auzit de civilizație, de bun simț. Domnul director a muncit la acest proiect și ar trebui să lăsăm să-l prezinte și pe aia să vorbim. Dânsa nici n-a citit cel puțin monitor oficial și vi să-mi dea mie lecții astfel de panarame, care acum se laudă prin presă că ei au făcut și au adres acel ordin. Cu astfel de oameni nu putem defila înainte. Deci să fie limpede, să ne ocupăm de adevăr, că adevărul ne face liber. Ideea ta nu poate fi pusă în aplicare de aceste asociații, ci de voi. Păi nu, și Sunt... răspunsul, vreau să spun și răspunsul pe care mi l-a dat președintele UGR-ului ca urmare a postării mele a fost că,
Domne, noi discutăm doar cu conducerea ANCPI și nu... Ai văzut că Da. țintesc numai locuri călduțe unde pot să țulească. Ei nu sunt pentru români. Am Nu. observat, am observat și m-am convins și cu ocazia asta, dacă e pe recepție și poate să vadă asta, îl rog să-și actualizeze măcar evidențele de pe site-ul Uniunii Geodezilor cu privire la filialele locale. Ah, e un mesaj foarte bun. E un mesaj. Dar acum, având în vedere că ai fost foarte corect în ceea ce ai afirmat, cred că doar așa facem dovada că vom putea să înțelegem odată pentru totdeauna că în anul electoral trebuie să avem în vedere ce spuneam în scrisoarea trimisă domnului director general Blaga la început de an. Mi-am permis să vă scriu această scrisoare deschisă, puțin lungă, recunosc, cu speranța că veți găsi timpul necesar să o citiți, bazat pe faptul că în anul 2019, la Alba Iulia, v-am sugerat să vă gândiți și să vă aplicați asupra unei strategii. Fără hârtii, fără bani, fără ghișeu, de altfel una câștigătoare în mandatul dumneavoastră anterior. Ca proiecții de viitor, ne propunem să continuăm să sprijinim autoritatea să devină prietenoasă, continuând să colaborăm și să prezentăm județele cu bunele și relele avute, pentru că numai adevărul ne va face liberi, slujind împreună românii, pentru a înțelege că unul dintre cele mai discutate aspecte ale eticii politice, dovedite prin studii științifice, reprezintă așa zisă numită minciună pentru binele public, care trebuie eliminată. Mai nou există o tendință a clasei politice care solicită chiar dreptul moral de a minți. Și cel mai grav este că acest tip de comportament trece adeseori ca drept altruism politic. Este o mare deformare de care trebuie să ne ferim și de aceea vă facem cunoscut că la Timișoara, în 15 mai 2022, a fost lansată proclamația din Banat. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost reprezentată de mai mulți directori de oficiu. Apropo, ai fost acolo, ai fost prezent din țară și la cel mai înalt nivel de către domnul Ionuț Cristian Buzaș. Aceștia susțin dezideratele proclamației, unde, printre altele, se precizează. Clasa politică trebuie pregătită pe baza principiilor de responsabilitate, calitate și eficiență, plecându-se de la principiul meritismului, adică omul potrivit la locul potrivit pe baza meritelor personale. Astfel va deveni posibil eliminarea nepotismului și a sinecurilor de partid care au viciat societatea românească și au slăbit încrederea populației în sistemul politic și în virtuțile democrației. Milităm pentru reorganizarea administrației publice locale și centrale pe baza principiilor de eficiență și prin asumarea responsabilității administrative, precum și promovarea în posturile de conducere a unor oameni bine pregătiți, profesioniști, care pot duce la bun sfârșit proiecte de management finalizate la termen și derulate transparent cu evaluarea periodică a rezultatelor. De aceea, încurajăm eliminarea atitudinii defetiste a fricii față de asumarea răspunderii, a obiceiului de justificare a neputinței și imobilismului prin sintagma nu se poate, foarte des întâlnită în activitatea funcționarilor publici. Din aceleași acțiuni, încurajăm digitalizarea activității din instituțiile publice ca instrument de modernizare acestora, ca mijloc de debirocratizare, de reducerea corupției, precum și de eliminarea activităților redundante care consumă inutil resurse umane, financiare și logistice. Susținem finalizarea procesului de inventariere a patrimoniului funciar al României, care poate să asigure țării o dezvoltare durabilă prin punerea în valoare a frumuseților și bogățiilor cu care Dumnezeu a dăruit România. Și am mai scris câte ceva, un singur lucru. M-am dus și la Cartea Sfântă și am spus acolo că este o pildă care a dat-o Domnul Hristos cu judecătorul nedrept. În Luca, capitolul 18, și spune acolo, multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate. Și ca să nu tot vină să-mi bată capul.
Domnule director general, eu vă doresc să fiți un judecător drept, care să vă temeți de Dumnezeu și să vă rușinați de oameni. Astfel, în mod cert, succesul mandatului domniei voastre va fi asigurat. Multă sănătate, succes în toate și, evident, multă înțelepciune care vine de sus. Doamne, binecuvintează România și pe toți românii, oriunde s-ar afla, orice profesie și orice vârstă ar avea, bărbați și femei deopotrivă. Harul tău să se reverse peste toți în sănătate, pace și liniște, în bunăstare materială și spirituală, precum și în dorința sinceră de a face voia ta. La mulți ani, România, la mulți ani, români, la mulți ani, dragul meu, Marius Mănescu, să-ți dea Dumnezeu putere de muncă. Îți mulțumim frumos, noi, echipa care realizăm această emisiune, pentru tonusul foarte sănătos pe care și eu îți ne l-ai mulțumesc, dat. Mihai, în numele agenției, pentru tot ceea ce faci în sprijinul nostru, pentru a reuși împreună să facem lucruri bune pentru oameni. Doamne ajută! Mulțumesc, Doamne Ghiță, și ajută! ție pentru participare. Oricum, e un an greu și nu avem voie să dăm înapoi. Indiferent de ce se întâmplă, noi trebuie să ne facem meseria cu respect, cu demnitate, onestitate, în așa fel încât binele public al românilor să nu fie o minciună. Uite, astăzi, ca și închidere, s-a promulgat decretul 29 pe 2004 și proiectul 602 602 pe 2023, iar cu modificarea tarifului și tot felul, a devenit legea 15 pe 2024, promulgată prin decret 29 pe 2024. Legea 15 se referă la modificările legii 7? 602, la ultimele din care a apărut în decembrie. Ia deschide-o să vedem ce îi, că e foarte importantă. Cei cu 109 lei în loc de 89. Deci putem spune că astăzi avem o victorie, putem spune că este încă un pas înainte, nu în totalitate, mai avem de lucru. De și etapă, deci, o victorie o de victorie etapă. De etapă. A reglementat partea cu posesia, cine semnează posesor. Vecinătățile, cu tot absolut. Deci e o veste excepțională. S-a reglementat treaba cu deciziile ANCP-ului care de anumiți registratori avea autoritate și nu erau respectate chiar autoritate, acum au obligația să respecte deciziile. Ca să nu mai fie nici judecători cei de la agenție. Au de existat la... acele decizii comune care teoretic erau obligatorie pentru tot legislatorul. Era prevedere în lege și înainte. Nu. Nu scrie atât de clar că deciziile devin obligatorii pentru registratori. Acum scrie. Articolul 20 și nu mai știu cât era. No. E foarte important. Mulțumesc frumos, Ghiță. Excelent ai fost, ai intervenit. E excelent. Ai văzut ce înseamnă să ai oameni de profesie, domnul director? Așa ți trebuie și ție oameni care să te pună la curent, să te ajute. Așa ne trebuie acel departament. Avem și astfel de oameni. Avem pe site-ul Parlamentului. Noi. La actualizarea proiectului legislativ 602 per 2023. Mulțumim frumos, noapte bună, Doamne mulțumim. Ajută să ne vedem sănătoși. Sper că mai revii la noi la emisiune, domnul director. Cu drag, oricând.